Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră și în seara aceasta cu o temă și mai ales cu un invitat deosebit, așa că îi spunem bun revenit domnului Daniel Merceniu, pastor la Biserica Creștină Baptistul Harul din cartierul Titan București și, bineînțeles, secretar al Comunității Creștine Baptiste București. Daniel, bine ai revenit la noi emisiune. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. În mod generic am numit tema din seara aceasta pregătirea credinciosului pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Practic, împreună cu tine îmi doresc să aflăm câteva lucruri pe care un credincios, un creștin ar trebui să le facă, astfel încât să putem spune că pregătirea aceasta a fost făcută așa cum trebuie. De ce crezi că este nevoie de o pregătire pentru sărbătoarea Învierii? Sau hai să zicem mai bine, de ce această sărbătoare față de alte sărbători, alte evenimente ale Sfintei Scripturi, este foarte importantă pentru comunitatea creștină? Într-adevăr, este considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, pentru că, practic, sărbătorim esența credinței noastre, și anume moartea Mântuitorului pe cruce și învierea Lui din morți a treia zi. Aceasta este esența Evangheliei, esența mesajului creștin. Biserica este centrată în mesajul crucii și în mesajul învierii. Iar sărbătoarea aceasta a Paștelui, cum e numită, cumva plecând de la sărbătoarea evreiască, de la Paștele evreiesc, este, cum ziceam, esența creștinismului. De ce trebuie să ne pregătim? Pentru că noi ne trăim viața după un ritm al orașului sau al societății în care trăim și există riscul să ajungem în pragul sărbătorii să ne trezim că am fost preocupați, dar nu preocupați de sărbătoare. Am fost preocupați cu ale noastre și poate chiar cu ideea de sărbătoare, dar nu preocupați de esența sărbătorii. Așa că cred că ar trebui să pornim cu ideea de pregătire de la a înțelege cum se pregăteau evreii pentru Paști și Dumnezeu le-a cerut chiar și lor să se pregătească pentru sărbătoarea asta, sărbătoare în cadrul căreia, sărbătoare evreiască, în cadrul căreia are loc ceea ce sărbătorim noi creștini astăzi, și anume moartea și învierea Domnului. Daniel, înainte de a face lucrul acesta, e foarte important, într-adevăr, să uităm puțin în trecut, să vedem cum făceau cei din vechime, poporul evreu, cum se pregătea pentru cea mai mare sărbătoare a lor, sărbătoarea Paștelui. Dar haideți să stabilim de la început un lucru care cred eu că este de maximă importanță pentru noi toți creștinii din ziua de azi. Într-adevăr, sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea Învierii, ambele sunt două sărbători foarte importante și calendarul nostru a dedicat două zile speciale pentru acest lucru. Dar sărbătoarea aceasta a Învierii și chiar a Nașterii este o sărbătoare de care ne aducem aminte doar într-o anumită zi, doar într-o anumită perioadă, sau pentru un creștin veritabil, un creștin după Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fie o chestie, să spunem, zilnică, un moment al vieții, de fapt, de zi cu zi, în care atunci când citim din Sfânta Scriptură, atunci când ne rugăm, practic, de fiecare dată noi, sau de fiecare dată când ne întâlnim la biserică, ne aducem aminte de naștere, ne aducem aminte de moarte și de învierea Domnului Hristos. Acum, cred că există niveluri la care noi conștientizăm permanent aceste realități și anumite momente în care ne concentrăm atenția mai mult asupra acestor realități. La un nivel subconștient, cred că în fiecare zi un creștin trebuie să-și amintească de cruce, pentru că Mântuitorul a spus, dacă dorește cineva să mă urmeze, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Deci asta, o amintire și o celebrare a crucii, trebuie să fie ceva zilnic, pentru că creștinul călătorește pe drumul crucii după Hristos. De asemenea, învierea ar trebui conștientizată la un anumit nivel zilnic și mai ales în adunarea săptămânală din ziua Domnului, pentru că noi ne trăim viața creștină prin această putere a învierii, care l-a înviat pe Hristos din morți. Și din punctul ăsta de vedere, da, noi ar trebui să sărbătorim zilnic și crucea și învierea, și când ne adunăm împreună, duminica, la închinare,
centralitatea întâlnirii noastre trebuie să fie tot crucea lui Hristos și învierea lui Hristos. De ce ne adunăm în ziua întâia săptămânii? Pentru că este ziua în care a înviat Domnul nostru. De ce predicăm Evanghelia? Pentru că este Evanghelia crucii pentru transformarea noastră interioară, transformarea relațiilor noastre, transformarea lumii. Deci, din punctul acesta de vedere, ar trebui să fim conștienți permanent. Dar trebuie să fim și onești și realiști că trăim într-o societate foarte solicitantă, suntem prinși cu responsabilități de serviciu, de familie, în trafic, în care am fi farisei, ipocriți să spunem că noi mereu ne gândim la cruce, mereu ne gândim la înviere. Însă, la un anumit nivel, ar trebui să fim conștienți permanent de această realitate. Pentru că, până la urmă, cum pentru evrei, ieșirea din Egipt, Paștele lor era evenimentul fondator al lor ca națiune, la fel moartea și învierea lui Hristos este evenimentul fondator al credinței creștine. Practic, actul de naștere al credinței creștine. Absolut. Mai ales că noi la biserică avem chemarea aceasta de a sta în părtășie și inclusiv de a sărbători prin împărtășanie, prin cina Domnului, exact moartea și învierea Domnului Hristos. E un alt moment lunar pentru bisericile noastre, cele mai multe dintre ele, când ne împărtășim cu pâinea și cu vinul și în mod deosebit ne aducem aminte de suferințele Domnului, de moartea Lui în locul nostru, de sângele Lui care ne curăță de păcate și ne protejează, la fel cum sângele mieilor de la Paștele evreiesc asigura protecția evreilor atunci în Egipt. Haideți să ne întoarcem la tradiția evreiască, să ne întoarcem la ceea ce făcea poporul evreu în vechime cu privire la sărbătoarea lor de Pesah, sărbătoarea Paștelui evreiesc. Mm-hmm. Care era metoda lor de pregătire înainte de aceste sărbători? Da, cred că e important să avem această cutie de rezonanță, aș numi-o eu, sau un sistem de referință, și anume sărbătoarea evreiască a Paștelui. Am aici o cărticică, Hagada se numește, este folosită de evrei în pregătirea aceasta pentru Paște. Cred că e important ca noi să înțelegem cum se pregăteau ei pentru Paște, ce a însemnat pentru ei Paștele, pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui a ales ca Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să moară în cadrul acestei sărbători. Și nu pot înțelege pe deplin jertfa Lui Hristos fără să înțeleg ce însemna Paștele pentru evrei. Am citit de curând o carte care explica de ce în primele secole de creștinism catehizarea, de exemplu, dura un an sau chiar 3 ani. Pentru că noi acum suntem oarecum familiarizați cu, avem Biblia, cu Vechiul Testament, cu Noul Testament și cunoaștem oarecum istoria poporului evreu și istoria Paștelui, dar păgânii inițial care deveneau creștini nu puteau să înțeleagă pe deplin planul de mântuire desăvârșit în Hristos fără a înțelege planul de mântuire pregătit prin istoria evreilor. Și de asta zic că putem începe să înțelegem cum se pregăteau evrei și mai ales Pavel folosește această pregătire ca să-i dea o conotație spirituală. Și înainte de a citi din ceea ce fac evreii chiar și astăzi de Paști, aș vrea să citesc ce zice Pavel în 1 Corinteni, în epistola lui, capitolul 5, unde el ne învață cum să ne pregătim, să sărbătorim. Și zice, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, fără drojdie, fără aluat. Căci Hristos, Paștele noastre, au fost jertfite. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și ale adevărului. Pavel face referire aici la o practică a evreilor și anume că în seara de Paști, înainte de seara de Paști, evreul trebuia și mai ales capul familiei trebuia să caute la lumina unei lumânări în toate cotloanele casei să vadă dacă a mai rămas urmă de pâine dospită. Nici o firmitură nu trebuia să mai fie. Uitați ce scrie în deschiderea acestei Hagade. Cu toate că gospodina pentru apropiatele sărbători ale Pesahului a curățit și dereticat încăperile locuinței, totuși, după prescripțiile înțelepților noștri, stăpânul casei, adică bărbatul, soțul, trebuie să se convingă singur că nu se află hameț, adică
pâine dospită în posesia sa și căuta cu lumânarea, după care spunea: lăudat să fii tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai sfințit prin poruncile tale și ne-ai poruncit nimicirea camețului, adică a pâinii dospite. Asta are de-a face cu ceea ce a poruncit Dumnezeu în Exod, capitolul 12, evreilor, unde le spune, înainte de a avea loc practic Paștele, când îi pregătea pentru primul Paște, le spune: timp de 7 zile veți mânca azimi. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7 va fi nimicit din Israel. Primul lucru pe care îl făcea evreul în pregătirea pentru Paști era să se asigure că și-a curățat casa, gospodăria, de orice firmitură de pâine dospită și că va mânca doar azime timp de 7 zile din seara de Pesach, numărând 7 zile. Ei, Pavel folosește această imagine și spune: măturați aluatul cel vechi. Evreii după aceea participau la masa de Paște, aveau un întreg ritual și nu are loc să trecem prin el, cu spălarea mâinilor, cu consumarea ierburilor amare, tot ce amintea de ieșirea lor din Egipt. Pavel, văd că și nu numai Pavel, și el, alții scriitori, da? Cei care și ceilalți apostoli în expunerile lor folosesc imagini din tradiția evrească, pentru că pentru vremea respectivă, pentru comunitățile de evrei, erau foarte sugestive. Ei știau, de fapt, ce se întâmplă și era pe limba lor. Exact. Ca să completez ceea ce ai spus deja, Daniel, vreau să spun că și asta se întâmplă la fel. În comunitățile evrești ortodoxe, dacă vei merge pe strada unde sunt casele lor, vei vedea din loc în loc produse de panificație, unele chiar sigilate, adică pur și simplu se pot folosi fără nicio problemă, care sunt scoate afară și lăsate pentru a fi luate de cei care au nevoie, numai pentru a se pregăti, pentru a fi sigur că în perioada Paștelui nu rămâne nimic dospit, nimic cu drojdie sau cu dospeală, nu rămâne nimic în casă. Așa că este o chestie foarte vizibilă și pe care eu practică și astăzi. Și astăzi, da. Și căreia Pavel îi dă o semnificație anume. Tot ca partea pregătirii, pentru ei trebuia să pregătească un miel. Să ia un miel, să îl jerfească în seara zilei de 14 Nisan, apoi la primul Paște era important sângele mielului să ungă cu el stâlpii casei, pentru că atunci când îngerul morții va trece și va lovi întâi născuții egiptenilor, să treacă pe lângă. Și de aici este și numele Paște, Pesach, a trece pe lângă. A trecut pe lângă casa lor și practic casa lor a fost salvată. Viața lor a fost salvată și pentru evrei era o sărbătoare a eliberării, Paștele, și o sărbătoare a salvării. Ei, în acest context, cred că trebuie să gândim sărbătoarea de Paște și pregătirea noastră pentru Paște, pentru că Dumnezeu, așa cum ziceam, în suveranitatea Lui, a hotărât ca Hristos, Domnul nostru, să moară ca miel de Paște pentru salvarea noastră, pentru eliberarea noastră din sclavia aceea păcatului. Dacă facem un exercițiu de memorie, știm că încă din copilărie de Paști se făcea curățenie, se măturea curtea, să vopseau gardurile, cel puțin la țară noi așa făceam. Deci totul lua o nouă înfățișoare. Întotdeauna, fiind primăvara, avea loc și o curățenie de primăvară. Exact, o curățenie de primăvară. Da. Multe lucruri se schimbau în perioada aceea. Este foarte bine. Pe de altă parte, pe lângă curățenia aceasta, o altă etapă a pregătirii acestea este pregătirea alimentelor, a mesei de Paște. În unele zone la țară se practica, se tăia tot așa un miel, se făceau tot felul de mâncăruri, de asemenea ouă și alte cele. Deci o altă preocupare. În oraș, în marele oraș, este o preocupare mult mai mare. Cozi interminabile, dacă ne aducem aminte, și chiar acum, în zilele noastre, când discutăm, se pune problema cât vor fi deschise supermarketele în săptămâna mare. Da? Și hai să discutăm că procesul ăsta este astfel în creștere, se pune foarte mult acces pe partea aceasta materială, a pregătirii, a mesei. Și ba mai mult, sunt unii oameni care asociază în mod exclusiv sărbătoarea Paștelui cu pregătirea aceasta a mesei sau, știu, a curățenii.
Asta este partea aceasta, să spunem, nefericită astfel, deși avem nevoie, dar hai să vedem care este partea spirituală până la urmă. Ce înseamnă din punct de vedere spiritual? Pentru că până la urmă învierea este un eveniment spiritual. Așa este. Acum, noi trebuie să ținem cont de faptul că trăim într-o societate secularizată și nu mai suntem într-o societate religioasă. Și într-o societate secularizată, e clar că sărbătoarea a rămas doar cu un înveleș, cu un ambalaj, unde cel mai vizibil este, exact cum spuneai, pregătirea în sensul de curățenie, de masă, și lucrurile astea sunt bune, toți le facem și sunt binevenite cu ocazia sărbătorii, dar e mai mult decât atât. Și Pavel, în pasajul pe care l-am citat, el spune și el, măturați. El știa că evreii măturau casa și spune măturați. Bun, e bine când mături sau când dai cu aspiratorul, că noi acum nu mai măturăm, noi dăm cu aspiratorul. Când dăm cu aspiratorul și măturăm, bun, mătur din casă și îmi fac curățenie, dar trebuie să mă gândesc că am nevoie și de o curățire interioară, spirituală, exact cum spuneai. Și eu mă bucur că în poporul nostru român există acest post al Paștelui, postul mare, cum este numit, în care oamenii sunt îndemnați prin postul Paștelui, în contextul ortodox în care trăim, sunt îndemnați să se pregătească, cumva. De la societatea secularizată, de la religia majoritară, ortodoxă, care vine cu postul Paștelui, ajungem la nivelul individual și al comunităților mai mici. Acolo cred că trebuie să fie o decizie personală, cum mă pregătesc pentru Paște. Și aici aș sublinia de la Pavel, din ce spune Pavel, două aspecte. Pe de o parte, ce trebuie să dau afară și pe de o parte, ce trebuie să aduc înăuntru. El zice, măturați aluatul cel vechi, și face aluzie la pâinea dospită. Și ne spune și care este acest aluat vechi. Să prăznuim, adică să sărbătorim nu cu un aluat vechi, adică răutate și viclenie, și cumva ar trebui în perioada asta de pregătire să existe un element de, sau să existe un moment în care, dacă postesc, dacă mă rog, să rog pe Dumnezeu să-mi arate care este răul din mine de care trebuie să mă curăț. El spune nu cu aluatul vechi de răutate și de viclenie. Și aici văd două aspecte ale păcatului despre care vorbește Pavel. Pe de o parte, răutatea este un rău asumat și manifestat. Dom'le, sunt rău și mă manifest ca atare și nu-mi pasă. Viclenia este un rău mascat, camuflat. Și aici cumva sunt fariseii care sunt ipocriți. Ei vor în față să dea bine că sunt religioși de Paște, dar pe interior sunt răi și răutatea mocnește acolo. Și cred că în pregătirea aceasta personală și în comunități mai mici, în familie, este foarte potrivit, dacă postim, să asociem postul cu rugăciunea și postul și rugăciunea asociate cu pocăința. Pocăința adică să rog pe Dumnezeu să-mi arate ce trebuie să mătur, să dau afară din viața mea. Și aici răutatea se poate manifesta în multe feluri. Poate fi verbală, poate fi relațională, poate fi faptică, poate fi răutate la nivelul gândirii, să gândesc rău despre oameni. Și cred că o pregătire bună este pocăința de această răutate. Deci asta este ceva care depinde de mine. Deci nu este o chestie pe care Dumnezeu trebuie să o facă în viața mea, eu trebuie să mă fac. Bineînțeles, întrebarea este cum descoper eu ce e rău înaintea mea, în fața mea. Bănuiesc că citind Scriptura, cred că e cel mai ușor lucru. Asta este un alt aspect al pregătirii. Că evrei, de exemplu, și e prescris în această Haggadah, trebuiau să citească toată istoria eliberării din Egipt ca să rememoreze și să vadă ce Dumnezeu glorios și atotputernic și cât de slab și păcătoși erau ei. Eu, ca pastor, pot să recomand ca în perioada aceasta, pe lângă post, rugăciune, pocăință personală și ca să ajung la pocăința personală, ar trebui să citim Evangheliile și mai ales a doua parte a Evangheliilor, unde este pus accentul pe săptămâna mare, cum o numim noi asta, adică ultima săptămână din viața Mântuitorului. La o simplă observație, dacă ne uităm în Evanghelii, vom vedea că aproape în toate din cele patru Evanghelii, săptămâna mare reprezintă o treime sau chiar aproape o jumătate din Evanghelie. De ce? Pentru că evangheliștii au fost interesați
să ne prezinte exact aceste ultime evenimente din viața Domnului Iisus, respectiv drumul spre Ierusalim, evenimentele din Săptămâna Mare, arestarea, judecarea, condamnarea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și atunci eu citesc Evangheliile și Evanghelia după Matei și Marcu și Luca și Ioan, citesc aceste evenimente, văd învățătura Domnului Iisus, văd cum era El, ce a învățat El și văd cum sunt eu. Mă uit în oglindă. Asta e modelul suprem. Da, și cum pot să dau seama că sunt murdar și trebuie să mă curăț decât uitându-mă în oglindă. Și aș mai recomanda să citim și Epistola lui Pavel către Corinteni, cel puțin capitolul 1 și capitolul 15, care vorbesc despre cruce, respectiv despre înviere, și cu siguranță Duhul Sfânt îmi va arăta răutatea din viața mea, răul din viața mea, pe care eu trebuie să-l mătur, conform a ce spune Pavel aici. Măturați aluatul cel vechi, să fiți o plămădeală nouă. Practic, omul este chemat să se înnoiască în totalitate. Da, pentru că nu e important doar cum sărbătorești, ci și cine este cel care sărbătorește. Persoană nouă. Persoană noită. Doar o astfel de persoană poate să celebreze cu adevărat, care a experimentat în viața lui moartea și învierea lui Hristos. Că practic noi ce mărturisim la botez? Că am murit împreună cu El și că am înviat la o viață nouă împreună cu El. Cine a experimentat înnoirea vieții, nașterea din nou, sărbătorește altfel Paștele creștin, adică amintirea morții și învierii Domnului Iisus Hristos. E important nu doar cum sărbătorești, ci și cine ești cel care sărbătorești. Pentru că dacă ne uităm la evrei, evreii puteau să sărbătorească, puteau la un moment dat și străinii sau cei care au acioază, dar erau niște reguli specifice. Oricine poate sărbători astăzi Paștele, ca sărbătoare secularizată, laică și așa mai departe. Dar în esența ei, ca fundament al credinței creștine, care ține de moartea și învierea lui Hristos, doar un creștin născut din nou, care este o făptură nouă, spune aici, să fiți o plămădeală nouă, doar acela poate sărbători cu adevărat. Născut în Hristos. Da, născut. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Slavă Domnului! Foarte important, pentru că, practic, o sărbătoare cu adevărat importantă, o sărbătoare a credinței, trebuie sărbită de un om al credinței. Așa nu devine decât un ritual, decât o chestie formală și, bineînțeles, trece și ne aduce aminte, probabil, anul următor. Daniel, ce mai putem adăuga la pregătirea aceasta? Ce crezi tu că mai este important pe lângă înnoirea persoanei, pe lângă privirea aceasta în oglinda Scripturii? Ce crezi că mai e important pentru omul credincios? Ce trebuie să mai facă astfel încât să fie pregătit? Păi aș continua cu ce zice Pavel aici. El, așa cum spuneam, are două aspecte. El zice, măturați, pe de o parte, tot ce este păcat în viața noastră, în viața voastră, și asta, mă rog, postesc, citesc Scriptura, mă pocăiesc. Apoi zice, să celebrăm sărbătoarea cu azimele curăției și adevărului. Pe de o parte mă curăț de păcat, dar pe de altă parte trebuie să pun în loc ceva curat și să pun adevărul. Foarte interesant. Pe de o parte mă golesc de ce e rău, dar spațiul acela nu trebuie să rămână gol. Exact, pentru că spune Mântuitorul, dacă iese Duhul cel rău și se întoarce după o vreme, găsește casa goală, vine înapoi cu alți 7 și starea omului este mai rea. Atunci Pavel spune, sărbătoriți cu azimele curăției și ale adevărului. E important să mă curățesc și să rămân curat și să fie o practică continuă a mea și în timpul sărbătorii și după aceea această curățire permanentă prin citirea cuvântului, prin rugăciune, prin pocăință. Și Pavel accentuează aici adevărul. Cred că pentru a sărbători cu adevărat trebuie să sărbătorești în adevăr. De aceea e foarte important să citim Evangheliile în perioada asta. Unii se uită și la filmul Iisus și există și variante ale filmului Iisus care
ilustrează destul de bine sau redau destul de bine ce spun Evangheliile. Sunt modalități prin care poți să te încarci din nou cu esența adevărului despre sărbătoare. Ca să nu rămânem la ce spuneai tu, doar la consumerism, la cumpărături, la avea o masă bogată de Paște, am cumpărat poate niște haine noi, a face cadou cuiva și lucrurile astea sunt frumoase. Dar pentru a sărbători cu adevărat, eu trebuie să mă umplu de adevărul acestei sărbători și trebuie să mă duc la esența ei, să înțeleg cine este Hristos, de ce a murit, de ce e numit el mielul de Paște. Că Ioan, când îl vede, Ioan Botezătorul, spune, iată mielul lui Dumnezeu. În cutia de rezonanță evreiască însemna mielul de Paște, care a fost sacrificat exact de Paște. De ce Pilat din Pont de 3 ori spune, nu găsesc nicio vină în el, nu găsesc nicio vină în el, nu găsesc nicio vină în el? Era confirmarea că mielul este fără cusur. Da? De ce este răstignit și nu este omorât altfel? Pentru că era o profeție care spunea că niciun os nu i-a fost zdrobit. Și nu trebuia zdrobit niciun os al mielului respectiv. Eu, citind adevărul lui Dumnezeu, mă încarc cu adevărul sărbătorii și înțeleg ce legătură are cu mine astăzi. Pentru că în Vechiul Testament, la primul Paște, era esențial sângele mielului. De ce este esențial sângele lui Hristos astăzi? Ce legătură are pentru noi, cei care trăim în secolul 21, pare a fi aproape ceva barbar să vorbești despre sângele cuiva care te curăță pe tine de păcate. Cum să te curețe sângele? Sângele te pătează. Dacă îmi dau pe cămașă sânge, mă pătează. Dar aici mi-a plăcut o imagine pe care a folosit-o cineva din lumea medicală, și anume când se face transfuzie de sânge. Când cineva ia sânge sănătos și mi-l dă mie, care am un sânge îmbolnăvit, și sângele la sănătos produce sănătate în tot corpul meu. Sângele lui Hristos, în felul ăsta, ne curăță pe noi, că noi ne asumăm jertfa lui Hristos prin credință, prin pocăință, și El ne curăță pe noi. Sistemul nostru e curățat de păcat, crezând în sângele lui Hristos. Ei, ca să pot trăi sărbătoarea și să sărbătoresc, eu trebuie să mă pregătesc asimilând adevărul și aproape imersându-mă pe mine în adevărul Evanghelilor. Dar pentru asta trebuie să te oprești, dacă ești din București, și să ieși din zgomotul orașului, trebuie să închizi televizorul, să pui deoparte tableta, telefonul, să iei Evanghelile și să stai să citești. Cred că... Și după aceea să meditezi. Și să ai seri, și chiar aș recomanda în săptămâna mare, să stăm în fiecare seară să medităm la patimile Domnului Iisus Hristos, la învierea Lui, la ce legătură au cu viața noastră. Și cred că așa ne pregătim cu adevărat în vederea sărbătorii învierii. Cred că acest cuvânt, oprește-te, este foarte important în perioada aceasta. Ca să poți să faci tot ce ai zis până acum, trebuie într-adevăr să ai un moment de stop. Uh-huh. Nu le poți face, nu te poți concentra. Sau cel, măcar în perioada asta să lăsăm lucrurile mai puțin importante și să, într-adevăr, să ne oprim și să facem această curățire și, bineînțeles, să ne umplem de adevăr. Ce interesant și îmi place foarte mult că la întrebarea lui Pilat, vorbeai de Pilat, întrebarea lui Pilat spune, ce este adevărul? Domnul Hristos îi răspunde, cu cine este adevărul? El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, până la urmă, personalizarea, că de închinarea în adevăr, în duc și în adevăr. Închinarea în Domnul Hristos, în plinătatea Lui, așa cum El. Așa este și dacă reușim în pregătirea asta să îl punem în centru pe Hristos și jertfa Lui și învierea Lui și să creăm puntea de la jertfa Lui de acum 2000 de ani la viața mea din secolul 21 și să înțeleg legătura dintre moartea și învierea Lui și viața mea, cred că atunci vom sărbători cu adevărat în spiritul lui Hristos. Și aș mai adăuga că pentru noi care suntem acum în perioada asta de pandemie și în care se moare în spitale, se moare acasă, s-a murit dintotdeauna, dar acum parcă suntem mai bombardați cu mesajul ăsta al morții, cred că mesajul învierii ar trebui să fie o mare încurajare pentru noi toți. Și
dacă oamenii se vaccinează acum împotriva acestui coronavirus, cred că învierea lui Hristos poate fi numită pe drept vaccinul care poate fi făcut împotriva fricii de moarte. Mulți oameni sunt terifiați în perioada aceasta și vorbești cu oameni și vezi că le e frică să nu mi se întâmple, să nu se întâmple mamei mele, copilului meu, soțului, soției. Și cred că frica de moarte cumva planează în vremurile astea asupra multora dintre noi. Ei bine, sărbătorirea morții și a învierii lui Hristos ar trebui să mă vindece și de această frică de moarte. Și dacă realizez că Hristos a înviat și că cel credincios va învia împreună cu Hristos și că cei care mor în Hristos vor învia și ei într-o zi și că moartea nu este sfârșitul, atunci sărbătoarea aceasta poate fi cu adevărat o sărbătoare care să aducă lumină și speranță în viața noastră. Dar pentru asta trebuie să mă pregătesc, să înțeleg profund ce a însemnat moartea și învierea lui Hristos, să înțeleg ce spune Pavel, apostolul Pavel, când spune că este cel dintâi rod și după Hristos fiecare vom fi înviați, fiecare la rândul cetei lui, să personalizez asta, asta cred că poate aduce o eliberare de frica de moarte, de tot ceea ce ne apasă în perioada asta de pandemie. Excelent! Slavă Domnului, Daniel! Rămâne tot așa în sfera aceasta a pregătirii personale. Ce altceva crezi că mai e important să facă creștinul în perioada aceasta? Mai sunt două aspecte pe care le-aș menționa și care țin de comunitate. Unul are de-a face cu familia, celălalt cu biserica. La nivel de familie, cred că o bună pregătire, sau în ideea aceasta a emisiunii de pregătire pentru a sărbători învierea Domnului, cred că ar trebui să ne preocupe nu doar pregătirea personală, ci și pregătirea copiilor noștri. Noi suntem responsabili să transmitem generațiilor viitoare adevărul acestei sărbători, care, așa cum spuneam, este fundamentul credinței noastre. Evreii aveau responsabilitate clară dată prin Vechiul Testament și prin astfel de cărticele după care se ghida sărbătoarea lor, aveau responsabilitate foarte clară să transmită copiilor. Se puneau 4 întrebări la masa de Paște prin care copilul întreba și părintele răspundea. De ce mâncăm ierburi amare? De ce mâncăm azime și nu pâine dospită? De ce avem mielul jertfit de Paști? Astfel de întrebări, pentru ca părintele să răspundă și prin aceste răspunsuri să-l pregătească pe copil să ducă mai departe sărbătoarea. Cred că un risc pe care îl trăim în societatea noastră secularizată este ca generațiile care vin să piardă și mai mult contactul cu esența sărbătorii. Și atunci fiecare creștin în timpul acestei sărbători și în pregătirea pentru sărbătoare trebuie să aibă grijă să-și pregătească și copiii, cei care avem copii. Și la nivel de familie, pregătirea să presupună și discuții sau, așa cum spuneam, vizionez un film despre viața Domnului Iisus, despre patimile Lui. Citesc din Evanghelie cu familia, discut cu copiii, îi provoc să pună întrebări și sunt gata să le răspund la întrebări. Ăsta este un aspect care ține de pregătirea în familie și de pregătirea familiei. Și mă adresez acelora care sunt bărbați ca noi, cap de familie, responsabili pentru familie, la fel cum la evrei, capul familiei era responsabil să se asigure că e casa măturată și că nu mai există pic de aluat acolo, la fel noi suntem responsabili să ne asigurăm că cei pe care ne-a dat Dumnezeu în grijă pentru o vreme înțeleg jertfa lui Hristos și învierea lui Hristos. Și nu e o perioadă mai bună, nu că doar de Paști trebuie să facem asta, dar e o perioadă excelentă să ne adunăm copiii, să citim cu ei, să discutăm cu ei, să le transmitem adevărul sărbătorii. Asta în contextul familiei. Și apoi mai este pregătirea care ține de contextul eclesial, adică într-o biserică locală. În Săptămâna Mare există slujbe și în Duminica Floriilor și în Joia Mare și în Vinerea Mare și există și Noaptea de Înviere și există și Duminica Învierii. O mulțime de slujbe la care noi putem participa. Și aici mă refer la participare nu doar ca o participare pasivă, să mă duc și să consum. Iar că vezi consumerismul de care vorbeai, nu e doar culinar,
ci poate fi și, din, și religios, consumerist religios, să mă întreb în comunitatea asta de credincioși, cum pot celebra eu învierea Domnului, moartea și învierea Domnului într-un mod activ? Și aici putem fi foarte, foarte creativi. De la a te implica în ce înseamnă slujba respectivă, prin cântare, prin rugăciune, prin participare activă, dacă e un grup de studiu biblic și așa mai departe, până la a fi preocupat de cei din comunitate. Dacă e cineva care e singur și știi că se pregătește să sărbătorească singur Paștele, poți să faci un gest frumos față de o persoană din comunitate și el să simtă că moartea lui Hristos ne-a înfrățit, că nu e doar o vorbă că suntem frați și surori, ci chiar simțim unii cu alții. Poți să-i faci o mâncare, să-i duci un cozonac. Dacă tu faci 5 cozonaci, să duci un cozonac cuiva și îl dai în numele lui Hristos și arăți că ești frate cu el în comunitatea respectivă. Sau să-l inviți. Poți să-l inviți. Trăim vremuri mai dificile cu invitatul acasă în perioada asta de pandemie, dar da, poți să inviți o persoană singură la tine la masa de Paște. Și astfel să arătăm că moartea lui Hristos și învierea lui a generat o nouă comunitate de oameni. Comunitatea credincioșilor, trupul lui Hristos. Deci orice pot face să arăt că sunt partea trupului lui Hristos este binevenit la nivel comunitar, eclesial. De obicei de sărbătorile acestea mari, parcă inima omului este mai sensibilă, spuneam, mai caldă. Te poți apropia mai mult de el. Dumnezeu lucrează poate mai mult la inima omului pentru că omul se deschide mai mult în perioada aceasta. Și mă gândeam și că la momentul acesta de misiune, de evangelizare. În vremurile de dinaintea pandemiei, obișnuiam ca la sărbătoarea Paștelui să invităm la biserică și oameni care nu obișnuiau să ne viziteze. Oameni care nu aveau o viață practică de credință și care din când în când cochetau cu serviciile noastre. Cum rămâne cu partea aceasta? Că până la urmă misiunea rămâne o chemare a bisericii în continuă. Cum crezi tu că am putea totuși să ne folosim și de data aceasta și în vremea de pandemie de a duce Evanghelia și la cei care până la urmă nu sunt parte dintr-o biserică locală și au nevoie de Evanghelie? Asta e sigur. Cred că cheia este la fiecare creștin și la modul în care dezvoltă relațiile cu oameni care nu au experimentat o naștere din nou, o noire. Cred că e important să avem astfel de relații și să invităm pur și simplu. Bisericile sunt deschise. Putem și acum, chiar dacă stăm la distanță de 2 metri în interior sau în curtea bisericii, putem să invităm oameni la slujba de Paști și acolo să asculte Evanghelia. Putem să dăm link-ul la o astfel de emisiune, ca cea de astăzi, da? Uite, urmărește emisiunea asta și o pot da mai departe. Există acum atât de facil acces prin internet la mesaje biblice care conțin esența sărbătorii, da? Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Mesaje care ne cheamă la pocăință, mesaje care ne vorbesc despre necesitatea învierii noastre cu Hristos. Și atunci eu pot da un astfel de mesaj, un link îl dau pe WhatsApp, îl trimit prin e-mail și cineva poate să acceseze și să vadă. E un mod de a transmite Evanghelia în vremurile astea. Însă cred că cel mai important este ca prin relații, fiecare în familia noastră, în relațiile pe care le avem cu apropiații noștri, să putem transmite prin viața noastră personală transformată și apoi prin mesajul nostru să transmitem acest adevăr. Fiecare dintre noi putem deveni un agent al lui Dumnezeu, un reprezentant al lui Dumnezeu, un mesager, doar prin faptul că ne trăim viața așa cum ne spune Sfânta Scriptură. Apropo de creștinul practicant, iar un termen care normal, prin definiție, creștinul ar trebui să fie practicant. Ar trebui să fie un pleonas, când zic creștin practicant, da? Și mărturia aceasta, chiar dacă suntem în perioada pandemiei și să zicem că suntem limitați în multe privințe,
Totuși, mărturia aceasta, practic, ceea ce vede respectivul în viața mea, să fie calea aceea, metoda aceea prin care el să-l cunoască pe Hristos. Și apoi el va veni, el va întreba de ce așa, de ce așa, cum pot să fac, cum pot să iau și o parte. Și interacțiunea noastră nu trebuie să fie doar la nivelul sărbătorii de înviere sau știu, sărbătorii de Crăciun, pentru că atunci lumea e mai sensibilă, oamenii sunt mai deschiși să dăruiască, să asculte sau știu eu. Pentru unii poate să aprindă o lumânare dacă vorbim de contextul acesta creștin-ortodox. Așa trebuie să fie o preocupare continuă și pregătirea aceasta noastră este o pregătire, aș spune eu, continuă, mai ales că în fiecare zi am putea fi un mesager. Dumnezeu cred că ne poate deschide ușa, apropo cum se ruga Pavel ca Dumnezeu să deschide ușa de cuvânt. Ușa de cuvânt nu înseamnă doar atunci când deschidem gura, nu? Da, cu siguranță. Eu nu știu dacă atunci când Pavel scrie Corintenilor se apropiau de sărbătoarea Paștelui, dar uite că el le scrie efectiv pentru a le corecta viața și a ajuta să trăiască zilnic, măturând aluatul cel vechi, fiind o plămădeală nouă, lepădându-se de răutate și viclenie și trăind în curăție și în adevăr, el le cere să facă asta în mod permanent. Și sunt documente care arată că biserica primară, prima asta a reușit să aibă impact în societatea romană. Și anume prin această mărturie zilnică, prin această mărturie a vieții în fața societății romane, care era destul de decăzută și de egoistă și de păcătoasă. Și chiar atunci când cineva era adus în cadrul bisericii de un creștin, mă refer la secolele primare, era numit nașul acelei persoane, în sensul că, da, tu l-ai adus prin relația cu tine, a venit în comunitatea creștină, el era preluat de biserică și catehizat timp de un an sau chiar 3 ani și exact perioada asta de pregătire a Paștelui, dinaintea Paștelui, era ultima fază a pregătirii lui înainte de botez. Pentru că botezul arăta exact realitatea morții și a învierii lui Hristos și efectul de înnoire a vieților. În felul ăsta cred că fiecare creștin ar trebui să fie preocupat, să fie nașul între ghilimele, pentru oameni care au nevoie să fie aduși la Hristos, sunt aduși în mediul eclesial, în comunitățile noastre locale. Acolo ne îngrijim să audă Evanghelia, să învețe, îi catehizăm în sensul de le arătăm adevărul lui Dumnezeu de la creație și până la Hristos și până la înnoirea tuturor lucrurilor și apoi urmează decizia lor personală. Vreau să urmez calea aceasta sau vreau să urmez calea cealaltă? Primii creștini aveau acest concept al celor două căi foarte bine definit. Și anume, asta e calea lui Hristos, e îngustă, e cu lepădare de sine, e cu cruce, dar și cu înviere, și este calea cea largă unde poți să faci ce vrei, dar duce la pierzare. Dacă noi credincioși am folosit Paștele ca o provocare pentru noi înșine, ca nu doar la Paști, ci și continuând după aceea să fim astfel de nași pentru oamenii din jurul nostru, cred că ar fi o sărbătoare care și-a atins scopul. Știu că ești pasionat de subiectul ăsta al uceniciei și chiar mă gândeam acum la termenul acesta naș, părinte spiritual, îi se mai spune, în engleză cred că e Godfather, da? Părinte spiritual, în care e un model incipient de mentor ucenic. Absolut. Catehizarea pentru ei, se pare, primele secole de creștinism, nu însemna doar că fac un studiu doctrinar, că doctrinele nu erau finalizate, au fost conciliile, începând cu secolul IV, în care s-au cristalizat doctrinele credinței creștine, ci, pur și simplu, ei aveau parte de o învățătură biblică și de o trăire biblică. Iar nașul, acest mentor spiritual sau acest ucenicizator, ce făcea? Îl lua doar și îi arăta, uite, asta e învățătura lui Hristos, așa o practic eu, îi arăta cum o practică el și după aia îl invita, dacă vrei să fii creștin, fă și tu la fel. Deci o chestie peste nivelul teoretic, o chestie care trecea de teorie și de manuale. Bineînțeles, nu existau manuale la vremea respectivă, nici măcar evangheliile nu erau scrise, ci totul se transmitea de la om la om pe cale orală și, bineînțeles, prin propriul exemplu. Cum Pavel spune, ce ați văzut în mine, le spune Colosenilor, ce ați văzut în mine, faceți. Deci, cumva, asta era ucenicizarea și asta cred că trebuie să facem și noi astăzi, motivați de sărbătoarea învierii Domnului, a morții și învierii Lui,
să trăim viața cea nouă și să spunem altora ce vedeți în mine faceți. Deci, practic, răspuns la întrebarea mea de mai înainte, și în perioada aceasta este un prilej extraordinar ca Evanghelia să ajungă și la ceilalți, prin modelul propriu, prin lepădarea aceasta de sine. Deci omul lepădat de sine se vede de la mare distanță. Atrage atenția și n-ai cum să treci neobservat. Da, și e o ocazie să spunem altora ce înseamnă pentru noi sărbătoarea asta. Și imediat să arătăm cum moartea și învierea lui Hristos ne-a transformat pe noi, cum noi am reușit să murim față de păcat, cum noi am fost înnoiți de Hristos, cum am înviat la o nouă viață, dar după aceea rămâne responsabilitatea să o și dovedim. Să demonstrăm că suntem persoane noi. Și evangelizarea n-ar trebui să se rezume la sărbătoarea asta. E adevărat că e un prilej mai potrivit. Daniel, ne apropiem de încheiere și, bineînțeles, nu putem încheia emisiunea din seara aceasta fără să lăsăm și un îndemn telespectatorilor noștri. Este într-adevăr o perioadă de cercetare. A spune că lumea întreagă este într-o perioadă de cercetare. Auzim în stânga și în dreapta tot felul de vești rele. Îngrijorarea crește, depresia crește, o perioadă de restricții. Nu știm ce ne va mai aduce ziua de mâine. E posibil să mai fim, e posibil să nu mai fim. Nu știm dacă Paștele acesta va fi ultimul Paște sau vom mai avea parte de un alt Paște și anul viitor. Dar ceea ce este important este că știm că suntem în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu ne-a oferit această înviere prin Domnul Hristos și nouă astăzi și încă mai curge din harul lui de la Golgota. Așa, înainte de încheiere, aș dori să ne transmit un mesaj, un verset, o încurajare, mai ales în perioada în care mulți dintre noi știm că suntem nepregătiți. Ai vorbit despre pocăință, ai vorbit despre lepădarea de sine. Și cred că primul pas al pocăinței este să recunoaștem că de multe ori ne-a prins ziua sau săptămâna sau tot anul în cazurile acestea mai dificile în care am fost nepregătiți, în care inima noastră n-a fost pregătită pentru sărbătoarea Învierii. Și din diverse motive despre care am amintit. Condițiile în care trăim, a spune că sunt mediu prielnic, poate cel mai prielnic ca această stare de a trăi de pe zi pe alta, această stare de nepregătire, de improvizație, până la urmă, o viață de creștin plină de improvizație, să aibă efecte negative asupra noastră. Și putem duce problema aceasta an și an și să trecem prin perioadele acestea de sărbătoare fără să creștem și să rămânem mici și foarte mici. Haideți să vedem ce ne poate spune cuvântul lui Dumnezeu într-un moment de acesta ca și îndemn, ca o încurajare pentru noi ceilalți. Evreii, după ce sărbătoreau Paștele, încheiau sărbătoarea cu o urare și ei spuneau la anul la Ierusalim. Asta era urarea lor. Ce răzbătea din urarea asta? Răzbătea speranța că vom trăi dacă va voi Dumnezeu și dorința de ascultare, pentru că Dumnezeu le poruncise ca de trei ori pe an bărbații să vină la Ierusalim și Paștele era una dintre aceste sărbători la care ei trebuiau să vină la Ierusalim. La anul la Ierusalim. Asta era urarea lor. Care e urarea noastră? Că aș vrea să închei cu urarea noastră de Paști. Urarea noastră este Hristos a înviat. Și atunci aș vrea să închei cu asta pentru noi toți creștinii, cei care suntem practicanți sau nu suntem practicanți. Care sunt implicațiile urării noastre? Hristos a înviat. Că toți o să răspundem. Adevărat a înviat. Cu mai multă sau cu mai puține convingere. Îndemnul meu final este ceea ce Apostolul Pavel le scrie creștinilor din Colose. Și acesta este îndemnul pentru cei care ne numim creștini practicanți, care spunem că am înțeles esența sărbătorii, că sărbătorim moartea și învierea lui Hristos, că trăim în viața noastră această realitate. Apostolul Pavel spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci și voi ați murit
și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Hristos a înviat, acest mesaj al sărbătorii noastre aduce cu sine o provocare. Dacă și noi am înviat, să trăim cu adevărat gândindu-ne la lucrurile de sus, unde Hristos cel înviat este. Și să trăim viața de aici gândindu-ne că Hristos cel înviat se va întoarce. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Provocarea este să trăim ca niște oameni care urmează pe Hristos care a murit și a înviat. Pavel asta spune. Altfel sunt cuvinte goale, altfel este o simplă sărbătoare care a trecut iar pe lângă noi. Și apropo, dacă Paște însemna a trece pe lângă, însemna a trece Îngerul Morții pe lângă mine, nu a trece eu pe lângă sărbătoare. Și n-aș vrea ca Paștele să însemne că noi am trecut pe lângă sărbătoarea sau sărbătoarea pe lângă noi, ci că am înțeles că atunci când mânia lui Dumnezeu a lovit păcatul cu moartea, l-a lovit pe Hristos în locul nostru. El a murit pentru mine ca eu să trăiesc pentru El. Și asta e provocarea pentru noi creștinii, să trăim. Dacă am înviat împreună cu Hristos, să trăim ca atare. Și ar mai avea o provocare pentru aceia care ne urmăresc și care poate nu și-au pus problema să sărbătorească în felul ăsta. Să se pocăiască, să curețe răutatea, viclenia. Nu și-au pus problema să meargă la Evanghelii, să citească, să descopere adevărul, esența acestei sărbători. Provocarea finală ar fi, dacă spui Hristos a înviat când ciocnești oul și răspunzi adevărat a înviat când faci gestul ăsta, gândește-te ce înseamnă asta. E o vorbă goală? Gândește-te dacă până acum nu ai făcut-o, să pui mâna pe o Biblie, pe Noul Testament, să te duci la Evanghelii, să citești cu ochii tăi, nu doar ce ai auzit de la bunica sau ce ai auzit la biserică, ci citește cu ochii tăi ce a făcut Iisus Hristos, ce sărbătorim la Paște, de ce a murit Iisus și gândește-te serios dacă vrei să urmezi calea aceasta a crucii ca să ai parte și de înviere. Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru încurajarea de la final, pentru îndemnul de la finalul emisiunii noastre. Îți mulțumesc de asemenea pentru prezența ta în emisiune. A fost o bucurie și o onoare să stăm de vorbă. Să ne fie de folos și să ne găsească pregătiți sărbătoarea și nu numai. Și dumneavoastră, stimați prieteni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!